Hello, Jersey. How are you, darling? Are you going to behave yourself? No playing and no barking during the recording? That's my girl. We got a deal? Good on you. But here we go. Here comes our recording. Am zis să fac și înregistrarea asta în limba română pentru că am explicat, am început să explic ceva în limba română acum vreo 2 ani și pe urmă am continuat în engleză. Ca să lămurim ce s-a întâmplat cu George când ne apropiam de Dunăre, i-am văzut că Dunărea voia în sus, așa spre Budapest. La Szeged, imediat ce am trecut de Szeged, a venit un MiG-21 și ne-a dat așa o tură, început așa din stânga, așa, și se urca așa în sus, în partea pilotului, și o lua așa la dreapta, sus, l-am urmărit cu ochii. Dar a fost dulce, nu ne-a făcut nimic. Deci, acum mergând spre vest, continuăm cu drumul după MiG-ul 21, care ne-a lăsat în pace, că noi nu știam că între timp au plecat și băieții cu înarmați cu de toate, și cu rachete, și cu nu știu ce, erau după noi. Ce se întâmplă? Noi ne apropiem acum de Dunăre și odată lui George, brusc, îi vine rău. Ce faci, mă? I-a venit rău, efectiv, s-a băgat cu capul, s-a sucit așa pe scaun către stânga și s-a băgat cu capul sub dumanșă, către ușa acolo în stânga. Și a început să dea afară. Zic, ce iau de bă? M-a pus într-o situație, m-a speriat, trebuie să recunosc că am fost speriat. Adică nu speriat, copleșit, că era o situație ciudată. Zic, uite mă, ce face, moare? Și, dar nu speriat, copleșit, eram copleșit. Și eu deja, cu puțin, când zburam peste munți, am dat centura care vine, ai două centuri, una vine peste poale și una de sus, peste umăr. Aia de la umăr am dat-o la o parte și am dat scaunul puțin mai în spate ca să pot să văd instrumentele mai bine în partea lui George. Și m-a ajutat să ajung cu mâna, când mă întindeam cu mâna stângă, să ajung, to reach out, to the left, acolo. Și mă simțeam mai lejer să mă mișc. Și asta a fost un motiv. Al doilea motiv, când trăgeam de manșe în sus, când intram în picaj, George trăgea, eu doar îl asistam. Venea manșa în burtă. Și zic, ia-te mă, și dădeam, mi-a dat scaunul înapoi să mă simt mai lejer, așa. E, deci eram în faza asta, George cu capul pe sub manșa acolo vomita și am observat că manșa venea spre mine. Nu trebuia să mă întind prea mult să o ajung. Și avea așa un alt, zicem noi, back pressure, când o ții și împingi pe ea, de-aia simți așa presiunea înapoi pe palme. Și o senzație extrem de ciudată. Băi, avionul nu era stabil, avea tendința să urce. Și eu nu știam cât de mult să împing. Mă rog, îl țineam acolo cum puteam și eu. Zic așa, a durat, eu știu să zic, vreo 20 de secunde. George scoate capul odată brusc, a văzut că urcă avionul, uitându-se la instrumente, și cu palmele deschise, a dat mâinile înapoi și efectiv, ca și cum ai da cu ciocanul, așa a făcut cu amândouă mâinile pe manșe, să o ia în față. L-a izbit, l-a slammed it. Și iar s-a dus încă o serie de vomitat. Și zic, ok, zic, acum nu știu ce s-a întâmplat după ce și-a revenit George. Eu stricam, întrebi, bă, ești alright? După ce și-a revenit, nu știu ce s-a întâmplat, că avionul a început să meargă mai bine. Acum, orică a fost când i-a dat el așa cu zbiturile alea, au fi făcut ceva la trimmer acolo, la profunduri, de la zguduit un pic și l-a făcut să miște, să țină avionul mai stabil. Sau am făcut eu control cu de trimmer. Nu mai știu care a fost, nu mai țin minte, nu știu, dar știu că am absolut sigur, știu asta, că după ce George a avut faza asta în care i-a venit rău, avionul a mers mai binișor. Cine a cauzat rectificarea, orică a fost pumnii care i-a tras el la manșă, că sunt niște cabluri fine care se duc la profunduri și de la profunduri la trimmer,
Sunt cum sunt ele angrenate așa, dacă bagi o presiune bruscă așa, e imposibil să nu scoți din țâțin un pic. Eu zic că a fost norocul nostru. Dar este cât se poate de posibil că și eu am făcut un ajustament la trimmer. Dar nu mi-aduc aminte. Că da, s-a întâmplat cu atâția ani în urmă. Nu mi-aduc aminte totul. Deci asta este situația. De acolo am zburat foarte frumos, înțelegi, mult mai bine, mult mai binișor, mulțumesc lui Dumnezeu, nu mai aveam griji și n-am mai avut de-a face cu nimic. Nu mai mi-aduc aminte că a urmat următoarea fază din partea mea. Ce, numai eu? I-am dat și eu mâna. Zic, bă, nu știu unde e balatonul, nu se vede balatonul. Și el cu capul pe instrumente, înțelegi, că ce se întâmplă? Eu mă uitam pe orizont. Și nu aveam experiența aeronautică, deci eu mă așteptam ca lacul să fie albastru. Dar era așa cețos, o culoare cenușie. Zic, m-am uitat la ceas, zic, trebuie să ajungem la balaton. Acum ar trebui să vadă balatonul în față. Zic, George, nu văd balatonul. A ridicat capul, George, și uite, mă, nu-l vezi că e în față. Și zic, ia uite-l, băi. Și când am trecut peste el, mă uitam în jos așa, și era o barcă cu pânze. Sailing. Înțelegi? Libertatea. Simbolul libertății. Și de acolo am luat-o puțin la dreapta, în sus, așa, spre nord-vest, să ne ducem mai aproape către Viena. Mă, dar când știi, când, cum ne dăm noi seama dacă am intrat la nemți? Păi mă uitam pe jos și vedeam în Ungaria numai Icarus, mașini din astea stil comuniste. Când am trecut la nemți, Mercedes-ul, Volkswagen, bă, numai din astea eu. Înțelegi? Era imposibil să greșești, n-avea cum să greșești. Autostrăzi. Și totul se întâmpla așa sub ochii mei, parcă eram la un joy flight, un zbor de agrement. Eu mă distram. Ia uite, băi, ce mașini mișto pe aici. E, pe urmă a început dansul final. Ne duceam noi așa spre vest și când s-a văzut munții aia, nenicuță, Alpii erau munți înalți, se lăsase soarele deja pe culmele munților și erau nori și zic, a, uite, noi nu ajungem la München, nu trecem pe acolo. După ce experiența care am avut-o cu munții Carpații, zic, uite. Și am mai mers așa către munți un pic, am început să ne uităm, stânga, dreapta. În dreapta era un oraș, nu știu cum se numește. Și culmea, acolo, lângă acel oraș, era un aerodrom destul de măricel pentru avioane ușoare. Dar nu l-am văzut. Și ne ducem noi așa către vest, așa, munții apar mai aproape. Și George tot mereu, când George făcea un viraj, el făcea la stânga. Deci sunt sigur că l-a luat la stânga. Le-am dat roata, s-a dus în sus, am venit în jos și am zis, băi, haideți să o luăm înapoi un pic așa, să ne uitam după un teren mai întins, așa. Și l-am găsit. Și era la fix, nemaipomenit de bine. Și zic, gata, zic, gata, să-mi aduc cum aminte, cum să faci aterizarea. A, reduci motoarele la durația asta, baci flaps-ul, auzeam motorul electric de flaps, cum făcea. Hai, o sfoc, pune botul puțin mai în jos, așa. Să pune pasul la elice maximum fin. Deci să-l pui pe pas fin, minimum. Pitch full fine. E, și când faci asta, motoarele începe să aibă un uruit diferit. Când sunt cu ele angrenate cu pasul mai mare, au un uruit mai dulce. E, când le pui pe pas full fine, încep să și este o ordine, înțelegi, când ajustezi turajul, înțelegi, când o iei în sus, vrei să accelerezi, accelerezi cu manetele de reglare a pasului. Când vrei să, Doamne, când vrei să reduci turația, este invers. Dai de la manifold pressure, adică maneta de gaze, dai înapoi și pe urmă ajustezi cu alea de pas. Dar eu le-am făcut pe amândouă deodată. Bun, începuse motoarele să urâie puțin mai mult și eram cu botul exact aliniat, frumos, o câmpie în față și coborâse destul de jos, chiar destul de jos.
Și apare casa asta. Bine, o vedeam, dar nu credeam că ne apropiem așa de mult de ea. Și că o văd și acum pe internet. Era cu o acoperiș cărămiziu și cu pereți albi, un fel de hambar. O casă. Și zic, în sus, în nou, George. Și bag motoarele în plin fără să mă ating pașii. Și a început uruitul ăla de pitch for fine. Am băgat flapsul sus. Zic, hai, mai încolo. Să uită George în stânga, noi urcam, să uită George în stânga și vede o câmpie mai lungă, așa, de-a lungul unui drum. O, să nu mai zic, stâlp de înaltă tensiune peste tot, o pădure, noi am spărat peste pădure, mai către sud, așa. Și când am ajuns la acest mic orășel, un fel de sat, era sat, dar arăta ca un oraș. Clădirile, infrastructura era nemaipomenită. Așa de sus, cum vedeam, era ceva așa demențial. Toate drumurile asfaltate. George, așa, viraj la stânga, a văzut George. Noi eram acum, cât zice, când mergi paralel cu pista și o iei înapoi, ești in the downwind leg. Adică mergi cu vântul. Și pe urmă când faci la stânga, ca să vii către pistă, deci la 90 de grade, se numește crosswind, pentru că vântul, în mod normal, bate din capătul celălalt, că trebuie să aterizezi împotriva vântului. Înțeleg aici? Nu vrei să aterizezi cu vântul din spate. Deci am făcut crosswind leg și când ajungi la finală, nu? Faci virajul final. Și George tot mereu făcea virajele foarte bruste, înțelegi? Vedeai aripa așa, zic, pointing down, zicea, bă, să nu tăiem liniile alea de înaltă tensiune. De fine, am ajuns pe finală și era lungă, lungă, ceea ce m-a făcut să mă simt mereu. N-am mai pus flaps de data asta, nu nimic. Zic, ai nenicuță cu el jos. De sus se vedea că era iarbă acolo. Dar când am ajuns mai aproape, s-a adeverit, a fost o cultură. Un altă până la brâu, până la genunchi, până... Și s-a apropiat pământul, eram aliniați bine și am tras de frică, am avut o spamă în inimă, zic să nu lovim pământul. De frică am tras, cu mâna dreaptă, numai cu o mână. Și a fost 3 puncte, frumos foc, dar imediat după ce am atins, am auzit de două ori, clang, clang. Am trecut peste canalele de separare a culturii și roata a cedat. Am dat cu genunchiul stâng, m-am rănit în trimăr, destul de nasol și chiopătam. Și am ieșit afară, and the rest is history. Ciao! This time, the rest is really history. Ok, Jesse, off you go, darling. Come here, come here, sweetheart, come here. Say bye-bye to the camera. Just say, the rest is history. Say bye-bye.